Comuna Șimian demonstrează că nu se abate de la regulă. Investițiile continuă în localitățile aparținătoare comunei. Așa se face că acum primăria a reușit să ridice din temelii o fabrică de pavele, ceea ce a atras și crearea de locuri de muncă. În timp, odată cu extinderea fabricii, primăria va crește numărul locurilor de muncă pentru localnicii din comună. Investiția s-a realizat cu sprijinul Consiliului Județean, care a reușit atragerea de fonduri europene în Mehedinți. Investiția se susține singură, este într-adevăr o investiție făcută pe fonduri europene. Aici aș vrea să-i mulțumesc personal domnului Aladin Georgescu, care ne-a susținut și s-a implicat în mod direct pentru obținerea acestor fonduri. Așa cum vă spuneam, societatea este înființată, se susține singură, este înființată în cadrul Consiliului Local. Este vorba de un număr de 6 angajați în prima fază. Intenționăm până la sfârșitul anului să dublăm numărul, iar în 2 ani de zile să ajungem la 30 de angajați. Ce se întâmplă cu materia primă produsă aici? Se vinde? Da, avem cerere foarte mare, există desfacere, tocmai de-aia vrem să o retehnologizăm și să mărim numărul locurilor de muncă. Este o realizare a primăriei Comunei Șimian, în principal a primarului Tușca Constantin, care s-a implicat în ultimii ani în atragerea de fonduri europene. E adevărat că și Consiliul Județean în această perioadă i-a asigurat consultanța necesară, iar astăzi suntem aici la un proiect implementat cu fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, o mică fabrică de pavele care are un număr semnificativ de angajați, care produce bani și se autofinanțează. Fabrica de pavele nu este însă singura realizare notabilă din Șimian. De când se află la conducerea primăriei, Constantin Trușca a reușit să implementeze proiecte care să ridice condițiile de trai ale localnicilor, de la drumuri asfaltate la introducerea sistemului de apă și canal până la dezvoltarea sportului. Sunt investițiile ce s-au realizat din 2012 până în prezent în Șimian. Conducerea primăriei va continua și pe viitor proiectele de dezvoltare, multe dintre ele aflându-se deja în derulare.